Vladimir Socor, subiectul zilei în România, rămân protestele antiguvernamentale, 3 săptămâni. Cum s-au văzut ele din lumea occidentală? Nu s-au prea văzut, pentru că în Washington, unde am tocmai fost o săptămână întreagă, sunt propriile probleme. Propriile proteste. Propriile proteste, aveți dreptate. Cu puțină, prea puțină atenție rămâne disponibilă pentru țări europene. Și totuși am marcat câteva premiere editoriale în Washington Post, apariția unor articole în New York Times, da, în ziare mare, adică un eco mediatic au avut totuși. Da, da, sigur, eco mediatic au avut la nivelul elitei. Materialele acestea din presă pe care le-ați citat sunt citite de elită. Deci, la nivelul elitei există eco. Statele Unite, după părerea mea, joacă un rol deosebit de constructiv în România. La nivel public, ambasada americană condamnă corupția și susține eforturile, și nu eforturi în general contra corupției, dar eforturile unor instituții specifice împotriva instituției. Sprijinul american e foarte puternic, dar el este, la București, dar el este o urmare a instrucțiunilor primite de ambasadă în timpul administrației Obama. Rămâne de văzut dacă aceleași, și cum eu sper, că aceleași instrucțiuni vor continua și în timpul administrației Bush. Au fost avertizmente aproape fără precedent, le-am spus noi la Hot News, de pildă scrisoarea celor 6 ambasadori, da, printre care și ambasadorul american, se vorbea acolo inclusiv despre riscul punerii în pericol a parteneriatelor strategice. Da. În ce sens? Statele Unite pornesc de la următoarea analiză. Un stat nefuncțional, un stat controlat de interese obscure sau corupte, un stat controlat de grupări care combină politica și afacerile, nu este un partener viabil al Statelor Unite. Deoarece acest stat cu ușurință poate fi capturat din afară de interesele unui stat străin, de către Rusia, în cazul României. Un asemenea stat nu prezintă pentru americani garanții de stabilitate și continuitate în politica externă. Bun, da, acum cei care ne privesc ar putea întreba pe bună dreptate, dar chiar exista riscul ruperii parteneriatului strategic, să putea merge până acolo dacă guvernul PSD continua, își ducea planurile până la capăt? Nu, în niciun caz parteneriatul nu ar fi fost rupt, sau cel puțin nu ar fi fost rupt de pe zi. Dar ce risc ar fi? Ar fi avut loc un alt fel de proces. Un proces de erodare a încrederii partenerilor externi în România. Un proces de erodare, un proces care duce în continuare la scăderea investițiilor străine, în general la scăderea interesului și la scăderea mizei Occidentului în România. Pentru România, cea mai bună protecție împotriva revanșismului rusesc este ca Occidentul să aibă o miză în România. El îl are, o are. Dar dacă ar fi trecut ordonanțele de urgență, atunci reputația internațională a României ar fi fost știrbită în mod probabil ireparabil. România ar fi devenit un stat care, la nivelul statului, protejează corupția și pe corupți. Acesta a fost sensul ordonanțelor de urgență. Deci un partener neviabil. Apropo de ruși și de amenințarea rusească, să știți că și PSD a folosit sperietoarea asta în încercarea de a discredita protestele, spunând, de pildă, că Rusia are tot interesul ca România să fie ruptă în două, dezbinată. Cum comentați? Conducerea PSD-ului, care a pus la cale aceste ordonanțe de urgență, anume, ea este cea care a dezbinat societatea. Frământările la care am asistat, care sunt fără precedent în România. După 89, cel puțin. Da, sigur. În România, de după comunism. Frământările acestea nu ar fi avut loc dacă nu ar fi existat provocarea imensă, provocarea necugetată, provocarea aventurieră din partea PSD-ului de a trece, de partea conducerii PSD-ului, de a trece în mod deschis la protejarea corupției și a corupților de către stat.
Acest lucru a convulsionat societatea. E de mirare că liderii PSD-ului, cu aparatul lor de politehnologi pe care le-au la dispoziție, nu au anticipat acest efect. Bun, am ieșit din această criză socială, politică și administrativă. Am ieșit cumva după 3 săptămâni, ca stat, vreau să spun. Dar cu ce urmări, ce așteaptă administrația americană de la București? Deocamdată România nu se află deloc printre prioritățile politicii noi administrații. Noua administrație, în primul rând, nu a procedat la numirile în posturi cheie. Aproximativ 3/4... Sau ea pe care a apucat să-i numească au demisionat, cum e consilierul de securitate. Cazul, da. În Departamentul de Stat, de exemplu, 3/4 dintre posturile care sunt numite la nivel politic, nu la nivelul de carieră, ci la nivel politic, sunt încă neocupate. S-au ocupate de cei care le dețineau în timpul administrației Obama, care acum sunt interimași. De fapt, în timp ce noi discutăm, la București se află Hoiti, un diplomat din administrația democrată, deci moștenit, un adjunct al Victoriei Nuland, exact, alt semn că nu s-a întâmplat încă ce spuneți, și anume transferul de putere total către administrația republicană. Deci administrația Trump încă își calculează pașii. Domnul Trump și toată echipa de politică externă din jurul său au venit la putere fără niciun pic de experiență de politică externă și fără nicio cunoaștere a dosarelor specifice de politică externă într-o problemă sau alta, într-o parte a lumii sau altă parte a lumii. Ceea ce îngrijorează la București major și decidenții, presa, opinia publică se întreabă, iarăși pe bună dreptate, în ce direcție o va lua Trump, da. Dacă există riscul unei înțelegeri Trump-Putin, de pildă. Vin și la asta imediat. Deci avem un fenomen de ruptură. Trump și echipa lui, tabula rasa. Rămâne de văzut cine va scrie pe această tabula rasa. Trump va avea totuși consilieri de politică externă profesioniști. Ei vor scrie, sau unii dintre ei vor scrie, o va scrie Trump însuși prin inspirație spontană sau o vor scrie niște agenți de influență ai Rusiei. Toate aceste lucruri sunt posibile, dar pe lângă acest element de ruptură pe care l-am menționat, există elementul de continuitate, care se afirmă din ce în ce mai mult. Candidatul prezidențial antisistem Trump a devenit președintele Trump absorbit de către același sistem. Domnul Trump, dintr-un motiv sau altul, posibil datorită afinității pe care o are pentru celebrități, are o asemenea afinitate, a numit câțiva generali vestiți în posturi cheie. Ministrul apărării, ministrul sau secretarul pentru Securitate Națională. Acești generali consideră Rusia un pericol major, ca fiind cel mai mare pericol la adresa Statelor Unite. Deci viziunile lor, așa cum acești generali le-au expus în timpul campaniei electorale, în audieri din Congres, după alegerea lui Trump și în perioada tranziției și acum când sunt în posturi, viziunea lor este alta decât a lui Trump. Anume, Rusia este amenințarea principală la adresa Statelor Unite. Dânsii spun acest lucru în mod public, contrazicându-l pe domnul Trump implicit, fără ca domnul Trump să-i contrazică la rândul său. Încercând să-și impună linia mult mai prietenoasă în relația cu Putin. Eu cred că nu mai încearcă și să vă explic de ce. Domnul Trump deja abandonează poziții, să zicem, mai excentrice sau mai neconvenționale pe care le îmbrățișase în campania electorală, deja le abandonează. De exemplu, nu mai susține așezări israeliene pe malul de vest al râului Iordan. Nu le mai susține. Nu mai atacă acordul de neproliferare nucleară cu Iranul. Nu mai spune că e prost și trebuie renegociat. A terminat cu asta. Nu mai spune că sancțiunile împotriva Rusiei ar putea fi înlăturate.
Nici asta nu mai spune. Ba chiar și în probleme mai astea sunt probleme majore, dar chiar și în chestiuni mai detaliate se adaptează. De exemplu, domnul Trump, care în campanie electorală spunea că tortura aplicată suspecțiilor de teroriști e un lucru bun și folositor. Acum dânsul spune, eu rămân la părerea mea, dar domnul Mattis e de cu tot o altă părere și eu îl las pe domnul Mattis să decidă. Bun, ce știm noi acum, dacă știm ceva, despre, la o lună de la investirea lui Trump, despre intențiile noi administrații de la Washington în ce privește regiuni, partea asta a lumii, Europa de Est și România. Asta e, de fapt, întrebarea cea mai importantă. Eu nu am împărtășit niciodată îngrijorările sau speculațiile potrivit cărora domnul Trump ar ajunge la o înțelegere cu Putin peste capul unor terțe țări. Great bargain, small bargain, reset, destindere. Din capul locului am fost convins că acest lucru nu se va întâmpla. De ce? Acum sunt și mai convins. De ce sunteți atât de convins? Pentru că speculațiile în acest sens, sau teoriile în acest sens, pornesc de la experiența istorică a Ialtei. Experiența care îi marchează pe toți în această zonă Europei și pe mine, care am crescut în România. Pentru mine, experiența Ialtei este ceva de care trebuie ținut seama la fiecare pas. Dar cei care pornesc de la acel precedent nu au conștientizat faptul că tranzacțiile din epoca actuală au cu totul alt caracter. Nu au caracterul dramatic și global al unei înțelegeri de tip Ialta. În sistemul Ialta au existat înțelegeri privitoare la procentajele de influență, au existat linii clare trasate... Ideologice, în primul rând. Da, linii clare trasate pe hartă. Occidentul era impenetrabil pentru influența sovietică, respectiv rusească, dincolo de o anumită linie. Astăzi, dacă se ajunge pas cu pas la reconstituirea unei sfere de influență rusești în răsăritul Europei, aceasta va avea un caracter treptat, compus din multe mișcări, mulți pași mici în timp. Și numai efectul cumulativ al unei serii de pași mici va duce la constituirea treptată a unei sfere de influență ruse, dacă înregistrăm o asemenea evoluție, ceea ce nu e deloc sigur, departe de a fi sigur. Să vă dăm niște exemple concrete. În timpul administrației Obama, până în ultimele luni ale administrației Obama, Statele Unite negociau cu Kremlinul un pachet pe Siria și respectiv Ucraina. O tranzacție părea să fie luată în considerare de ambele părți. Ce se avea în vedere? Se avea în vedere ca Ucraina să legitimizeze autoritățile instalate de ruși în teritoriul ocupat de ruși în Ucraina, să le acorde un așa zis statut special și să reincorporeze acele autorități în sistemul politic ucrainian cu drept de blocaj. Deci paralizând deciziile de politică externă și de securitate ale Ucrainei. Asta se avea în vedere. Este asta ceva dramatic de tip Ialta? Nu. E ceva la un nivel mult mai scăzut, mai puțin dramatic, care nu atrage atenția așa de mult. Și este, ar fi fost, un pas destul de mare, dar numai un pas, pe calea reconstituirii unei sfere de influență rusești. Pentru ruși ar fi însemnat foarte mult, da. Și anume legitimarea internațională a unui rapt teritorial. Sigur, absolut. Ceea ce nu e puțin lucru pentru ei. Ar fi fost un pas, dar nu ar fi fost o evoluție sistemică. Ar fi fost un pas într-o zonă restrânsă. Noi, anume la acest tip de tranzacții, trebuie să acordăm cea mai mare atenție. O Ialtă care să impresioneze pe toată lumea, ceva de proporții dramatice, nu se va întâmpla. Dar ce s-ar putea? Se vor întâmpla așa lucruri mici de genul pe care... De pildă, de exemplu. S-aș întâmpla... Putin ar putea să convingă administrația Trump să-și retragă rachetele de la DVSL. E posibil asta? Nu. Eu cred că asemenea lucruri puteau fi discutate și alte cedări de acest tip. Dar vedeți, și cu DVSL a fost o cedare locală. Ar fi fost
o piesă, dar cu o semnificație, o piesă dintr-un puternică. Întreg complex. Așa e. Da. Dar iar a fost globală. De Veselul, Donetsk, sunt piese dintr-un context. Și repet că noi trebuie să fim foarte atenți anume la tranzacții limitate, care prin efect cumulativ duc la o ialta numărul 2. Nu o să avem ialta numărul 2. O să avem tranzacții care pot, tranzacții care pot duce la o ialta numărul 2. Iar în România, în ce privește România, ce ar putea încerca să tranzacționeze? Acum nimic. Teoretic, era posibil să tranzacționeze orice, inclusiv De Veselul, Pogălnicianu, cine știe, orice era posibil. Mai plauzibil, nu posibil, dar mai plauzibil, ar fi fost o decizie de a nu îndeplini deciziile summitului NATO de la Varșovia. De a nu îndeplini deciziile privitoare la desfășurări de trupe. Sau de a lua o decizie de a îndeplini deciziile acelea, dar a nu merge mai departe. Alt exemplu, o tranzacție de acest tip. Rusia înghite aderarea Muntenegrului la NATO în schimbul unei promisiuni că va fi ultima aderare la NATO. Iată ce tranzacții ar fi fost nu posibile, dar plauzibile. Acum sunt convins că nici asemenea lucruri de ce? Ce s-a schimbat? Pentru că la Washington, și vin direct de acolo, s-a schimbat în mod dramatic atmosfera în ultimele câteva săptămâni ca urmare a revelațiilor privitoare la contacte eventual ilicite ale membrilor echipei lui Trump cu reprezentanții Rusiei. Nu știm, nici pe departe nu știm ce a avut loc, cât a avut loc, în ce măsură a fost ilegal, ilicit, dar ceva a fost, e clar. Și există investigații multiple și paralele actualmente în curs. Efectul politic pe plan intern în Statele Unite a fost de a delegitimiza orice tranzacție cu Rusia. Acum acest lucru devine cu totul de neconceput. Pentru că dacă s-ar realiza, atunci toate aceste informații legate de pretinsul ajutor al Moscovei dat lui Trump, ajutorul în campanie dat de Moscova susținătorilor lui Trump ar deveni, nu e așa, foarte credibile. Pentru că ar spune, iată, tranzacția s-a realizat în contul acelui ajutor. O tranzacție cu rușii ar confirma indirect sau ar fi interpretată ca o confirmare indirectă că domnul Trump ar avea anumite datorii față de Rusia. Eu nu știu deloc dacă e așa, de fapt nimeni nu știe. Adversarii lui Trump sunt înclinați să exagereze importanța contactelor secrete cu rușii. Presa în general, mai ales marea presă, zisă mainstream, e foarte ostilă lui Trump. Presa este plină de resentiment, chiar de revanșism din partea Partidului Democrat și a grupării din jurul Clintonilor. Există o atmosferă de revanșism, resentimente profunde în mass media. Dar efectul net este de a paraliza orice intenție a domnului Trump, chiar dacă ar fi avut-o și nu știu dacă ar fi avut-o, de a ajunge la înțelegeri particulare cu Rusia pe socoteala unor terțe părți. Așa ceva ar fi astăzi o adevărată sinucidere politică pentru domnul Trump. Și eu nu spun că domnul Trump avea aceste asemenea intenții diabolice. Domnul Trump pur și simplu nu știa ce face. Ultima întrebare pe această temă. Am avut o vizită la Washington, chiar în ziua investirii domnului Trump în funcția de președinte. Liviu Dragnea, liderul PSD, s-a aflat acolo, a făcut tot posibilul să obțină o poză cu celebra strângere de mână. Cât a contat deplasarea asta, poza asta, contactul ăsta? Eu cred că n-a contat absolut deloc. Știe exact Trump cu cine s-a întâlnit? Washington este atât de absorbit în propriile sale probleme. Sigur, există oficialități de nivel mediu din diferite ministere și, din punctul meu de vedere, cel mai bine că există în Pentagon, asta din punctul meu de vedere, care primesc salariul ca să se ocupe de o țară sau de alta în mod specific, indiferent cât de mică sau mare ar fi acea țară. Așa e și cu România. De România se ocupă oficialitățile de nivel mediu care au acest portofoliu.
Dar la nivelul deciziilor, la nivelul marilor decizii care contează, faptul că a fost Dragnea în Washington, nu are absolut nicio semnificație. Nimeni nu i-a acordat atenție. Și în paranteză fie spus, nu știu dacă domnul Trump cunoaște. Știe exact. Da. Știe exact unde România exact. Așezată în Europa, mai la nord, mai la sud, nu-i limpede unde. Exact. Dar să nu fim malițioși totuși față de domnul Trump. Putem să-l criticăm, a venit complet nepregătit, dar domnul Trump învață. Și învață repede. Și este capabil să abandoneze poziții greșite. Am enumerat adineaori câteva poziții greșite pe care domnul Trump destul de repede le-a abandonat, fie ca urmare a presiunii consilierilor săi, care unii dintre ei sunt personalități reale, fie pentru că el însuși a învățat. Și intră încet în haina de președinte. Exact. Lasă haina de campanie. Exact. Mulțumesc foarte mult, Vladimir Socor.